Cu doar câteva zile înainte de încheierea anului calendaristic, consilierii județeni nu pot, cel puțin până mâine, să stabilească care vor fi operatorii ce vor asigura transportul public intrajudețean de persoane în perioada 2014-2019. În ședința extraordinară de astăzi, Comisia Juridică, reprezentată prin vocea președintelui său, a solicitat o nouă respingere a proiectului de hotărâre privind funcționarea transportului între localitățile județului. Avizul nostru a fost nefavorabil. 5 voturi pentru, de aviz sunt nefavorabil cu privire la acest proiect. Posibilitatea transportatorilor cu firme înregistrate în alte județe de a fi operatori de transport în Giurgiu, dar și alte aspecte de ordin legal, i-au făcut pe consilierii județului să voteze respingerea proiectului de hotărâre, să atribuie însărcinări Comisiei de Paritate pentru lămurirea unor aspecte legale, iar mâine, la ora 10, ședința se va întruni din nou. Dacă până la finele anului nu vor fi stabilite prin licitație care vor fi firmele ce vor efectua din 2014 transporturile de persoane, există posibilitatea prelungirii contractelor actualilor transportatori până la lămurirea lucrurilor.